Bine v-am regăsit la Stumble Guys, vă salut cu respect, hai să înceapă distracția. Am lipsit foarte mult, vreo 3 săptămâni sau poate chiar o lună, nu știu de când nu mai joc Stumble, dar probabil de aproximativ o lună și avem Stumble Pass-uri și multe, multe alte skin-uri, multe alte nebunii pe aici și am. Hai să vedem Stumble Pass-ul ăsta blană, o să-l cumpărăm imediat, vom lua skin-ul ăsta genial, de fapt știi ce? Nu mai stăm la discuții, bam, avem skin-ul banană. Cu banana mobilul, ia vezi cât de tare este, se numește Peel Out. O să mai luăm și o grămadă de bănuți din ăștia cu care deschidem foarte multe roți, foarte multe nebunii. Cave Crawl Event, n-am nicio idee ce înseamnă eventurile astea. Ne uităm, n-am mai jucat deloc, deci nu mai știu nimic. Așa că o să fie super, super tare să vedem tot ce s-a întâmplat pe aici. Participăm la eventuri, luăm o grămadă de skin-uri, deschidem o grămadă de chestii. Aș aprecia enorm, like-ul blană, subscribe-ul clonțopelu. Cel mai blană merch îl găsiți pe nocivanu.ro, tricouri, hanorace, ghiozdane, ursulețul acela mirobolant cu nocivanu on fire. Primul link din descriere și bineînțeles... Dacă vă doriți să folosiți codul Nocivanu, mă ajută super, super mult. Tot ce trebuie să faceți, dați pe shop, dați în dreapta de tot și eu o să-l scot ca să-l pun iar. Dați enter code, scrieți aici Nocivanu, suport și gata, mă susțineți și eu apreciez enorm. Ia vezi că avem un free gift, îl avem pe Mr. Beast Gold Jimmy. Cred că este o legendară. Specială! Wait, what? Se dă specială free așa. Deci Mr. Beast cu ajutorul lui primiți o specială complet gratuită. Ok, deci avem până acum o specială și o legendară. Hai să mai vedem la Stumble Pass. De fapt știi ce? Înainte de asta vreau să vedem la events. Stai că nici nu mai știu să intru. Uite misiuni, să vedem ce misiuni avem. Ok, interesante. Ia vezi să jucăm la Cave Crawl Event. N-am idee ce hartă e pe acolo. Deci aici la Cave Crawl îl avem la nivel 15 pe Clorna, doar așa îl putem primi, șmecherul de tot, Beast Challenge-ul și la Classic, la turnee, ia vezi că mai avem aici Beast Arena și Legendary Block Dash. Și uite așa am deblocat tot Stumble Pass-ul, vom lua emote-ul special Ball, care este genial, luăm speciala Mr. Beast, deja avem două speciale și o legendară doar astăzi luate. Pot să joc cu ea, dar momentan vreau să joc cu banana aia blană. Aici avem 20 pentru Mr. Beast, 20 de shards din astea, după care vreau să mai colectez bănuții, iar 20 shards pentru Mr. Beast. Așa, acolo avem un emote, o animație, dă-le încoace... Niște bănuți, ăștia îi iau pentru că vreau să facem opening. Văd că avem un footsteps, un alt footsteps. Aici mai avem 20 pentru... Hopa! Nu pot să cred! Al patrulea skin de astăzi, deja am deblocat. Ok, dacă avem duplicate, putem face rost de bănuți din aia, interesant. Mai luăm încă 100 de bănuți, încă 50, ia să vedem. Și mergem către The Beast, către al 5-lea skin de astăzi. Hop, încă 5 aici, ia vezi? Suntem foarte aproape să deblocăm și skin-ul acela. Mai luăm bănuții, unul câte unul. Ok, hai să vedem ce mai am pe aici. Iar bănuți, emote-ul cu Mr. Beast, alt emote cu Mr. Beast. Un taunt, iar bănuți. Gemurile le iau eu după. Hopa, ne apropiem la Mr. Beast. 60 din 75. Aici, mamă cât de aproape sunt. Ok, bun, și acum... Ia mă, s-o mai adăugat ceva la roata asta basic? Sau sunt aceleași? N-au băgat mă skin-uri noi, era tare dacă ar fi băgat. A, uite, gata, am primit și eu acolo o misiune. Mai luăm gemuri. Da, le mai iau eu astea după, ca să nu facem spam acum. Și intrăm la shop, unde avem în primul și în primul rând, pentru extra noroc, adăugați codul Nocivanu pe shop. Fiți atenți cum îmi pică mie specială din free spin. Ia! Nu pot... Bă, frate, cât de aproape! Deci codul Nocivanu chiar la limită mi-a adus noroc. Din păcate nu am pentru special beast spin-ul ăsta. Nici nu mă interesează prea mult, că am luat deja de toate. Însă avem beast back wheel și beast wheel. Ia să vedem. Aici putem pentru ăstea. Iar aici... Bă, e mai tare să strângem pentru meteor. Ia vezi. Urați-mi succes, barbașanii! Like-ul blană pentru extra noroc, codul Nocivanu pe shop pentru extra noroc și, ia vezi, banana! Ok. Ăsta e skin-ul de banană, gen...
Nu știu cum, nu știu cum se numea ăla la alt. The Free Spirit, oare? Ok, avem Dino Guy. Stați-mă un pic, cum se numea speciala? Că am uitat, mi-am pierdut memoria. Dăm la mitice. The Free Spirit, da. Și acum există și banana aia blană. Ia să vedem, apare pe aici. Mamă, câte skin-uri sunt. Ok. Ia vezi meteorul ăsta. Uuu, tare rău de tot ăsta. Și ăsta, Tidal Wave. Vor mai apărea ele, nu vă faceți probleme. Le deblocăm noi pe toate. Dacă vă mai place stumble-ul, o să mai facem, mai jucăm. Noir Spy. Interesant și ăsta. Pe Hatch îl mai vreau. Golemul mi se pare tare. Bun, hai să mai deblocăm aici și intrăm și dăm un spin cu codul secret Nocivanu. Ia. Cu Nocivanu pe shop, dă speciala 50. 5, măcar 5, te rog. Nu, bă, come on. Oricum e bun și ăsta într-un fel, dar ok, m-am enervat. Știi ce? Dau direct 10 spinuri. Că-i tare rău roata asta, hai. Măcar, ai, bă, dacă îmi dădea 50x la meteor, eram șmecher. Meteor se cheamă, nu? Dă-i cu skip-ul, trebuie să țin eu clicul la skip acolo. Și 5 dămile, doar dămile. Bun, îl avem pe The Beast. Perfect. Hai, te rog, meteor, speciala. Vezi că era tare și legendara aia. Tigru sau ce era. Hai mă, dă speciala. Dă-mă să pice speciala, du-te. Hai mă, come on, dar și ăsta e bun. Îl vreau pe Unpeeled ăsta. Practic n-are coaja de banană pe el. Stop! Hai mă, nu mai trola. Deși dă-mi-l și pe Dino Guy. Măcar să-l deblocăm. Nu știu câte skin-uri vom lua astăzi, dar... Stop! Îmi veți spune voi în comentarii. Deja cred că aveam 5 skin-uri luate. Vedem noi. O să contorizăm ca fiind 5. Momentan. Erau 4, erau 5. Ce mai contează? Sunt multe oricum. Stop! Ha mă, stai pe speciala vieții. Vreau și eu speciala aia. Come on. Hai, stop. Bă, dar ce bait-uri îmi dă. Hai, te rog. Și stop. Sau, bine și aici, bine și la mitică. Avem 16. Ok. Hai să vedem la misiuni, că văd că se strâng chestii pe aici. Bun. Avem 200 de ținte din alea. Mai avem 20, păi astea nu-mi trebuie, astea erau doar pentru Stumble Pass. Dar bun, hai să continuăm, încă 10 spinuri, tot aici vreau, pentru că vreau meteorul, 10% șansă, come on! Să ne dea și nouă, din 10 spinuri normal, stop! Mamă, dacă ne dădea ăla cu 50, era prea tare, chiar era prea tare. Te rog, 50, stop! Nu, 50 și Unpeeled era tare! Însă, aproape avem cel de-al șaselea. Cred că îl luam totuși, dacă mai stăteam un pic. Unpeeled încă 4, prea puțin. Te rog, mă, dă mai mult, hai. Și stop! Hai, bă, frate, nu mai da atâtea bait-uri. Ok, acum, acesta este al șaselea skin pe care îl luăm noi. Te rog, hai. Dă meteorul. Ok, 15. Ăsta deja era complet. Cred. Se mai umple la banca acolo și... Te rog! Bun. Păi și ăsta e complet, mă? Mă, când le-am luat eu pe toate? Da, n-am idee câte skin-uri iau azi, dar o să iau multe, sigur. 12 la Dino. Nu ne mai da același. Și... Bine, mă! L-a luat și pe meteor! Wait, what? Cum, mă? Ah, cred că ți arată cele 10, tot ce iei tu în cele 10 spinuri. Deci cred că urmează să ne pice meteorul, bă. Încă un skin, sau? Deci arată, mă, complet la meteor, că îmi trebuie 130. Bun, deci am mai luat încă 2 skinuri de aici. N-am luat tigru ăsta sau ce-o fi. Nici Unpeeled-ul, nici meteorul. Deci avem vreo 6 skinuri momentan, după calculele mele. Mai dai cu încă 10, dar nu o să strâng eu de meteor. Oi, cât de greu se strânge. Bine, let's go. Avem încă 8, frumos. 16 momentan. Zi. Bă, de mi-ar da un 50 pe meteor, ce bine ar fi. Ce fericit aș fi. Hai, zi.
Du-te, mă, cu meteorul tău odată. Unpildu pare că e gata, dar noi, na, se buguiește cumva. Hai, măi. Codul Ocivanu pe Șopanu. Trebuie să folosim puterea codului și... Ok. Îl avem deja pe Dino. Acum, puterea codului se abate asupra noastră. Stop! Aproape, super aproape. Haide, mă. Speciala aia blană. Sau legendara. Sau și am pildu. Bă, dar numai... Ok, faci troll. Una din cele trei acum. Mă, dar numai întotdeauna Dino. Hai, una din cele trei. Te rog. Bine, 8 unpeeled. Da, o să fie greu să strângem. Trebuie să deschizi aici. Bine, mă! Încă un meteor din 10 mi-a picat de 2 ori. Vezi că asta e bine, să rău. Dar nu mai prea am acum, mai am de 2. Hai să vedem rapid. Dă-mi un 50 pe specială. Sau bine și așa. Bine și pe legendară. Și specială. Bă, mi-a picat de 3 ori în 13 spinuri sau ceva. Suntem în noroc. Da, să-mi dea 50-ul ăla, acolo e norocul suprem. Bun, bănuți momentan din ăștia nu mai am și văd că sunt destul de scumpi, dacă mă întreb pe mine. Adică, bă, am strâns destul de mulți din Stumble Pass. Ok. Bun, hai să vedem. Vreau să mă joc în primul și în primul rând. Cu banana vreau prima oară. Și vreau la... Cave Crawl aici, că n-am jucat niciodată până acum, n-am idee ce hartă este, probabil e ceva hartă șmecheră, așa că hai să vedem, să aruncăm un ochi. Lava Land! Ah, probabil ultima-i, probabil ultima-i mai diferită, sau? Nu știu, nici nu mai știu să joc, n-am mai jucat de o lună, deloc. Ia cât de tare e skin-ul ăsta al meu. Am dat și eu un pumn acolo. Cât de șmecher e skin-ul. Ok. Bum. La cine dau și eu un pumn? Bum! Și pașpa! Ok. Bum! Bă, am vrut să dau și eu un pumn. Mă, dar e tare rău skin-ul meu. Chiar îmi place. Și pașpa! S-a dus de tot. Încă doi trebuie să mai pice. Bum! Ia vezi pe ei mei. Parcă joc destul de bine cu skin-ul ăsta. Opa. Te-ai dus și tu. Și ne calificăm în cea de-a doua rundă. Uite, bă, care skin-ul meteor. Bă, frate, toți au skin-uri șmechere mai nou. Mă, dar cât trebuie să deschizi pentru meteorul ăla? Hopa, jungle roll, să vedem. Am îmbătrânit sau nu? Pune-mă pe dreapta, la perfecție mai pus. Perfect. Ia ce tare. Bun. Mă, dar eu am nou emote și nu l-am folosit. Bă, ce noob sunt. După, luăm. Am uitat de el. Hai, bă, că mă mai pricep încă. Bun. Încă-i bine. Mă, dar mă disperă ăștia cu bilele lor. Că eu nu am. Adică am, dar nu mi le-am pus. Trebuia să mă duc și eu pe stânga, pe acolo. Dar nu contează, în top 3 sunt măcar. Hai, că am sărit dacă e. Bun, sunt al doilea. Că ăla stă să troleze acolo cu banana. Ia stai să punem pe el. Unde-i, mă? S-a calificat? Nu, dar sunt prea mulți. Hai că ajung vreodată la el. Și avem finala. Este... Nu, mă, nu-i hartă nouă. Deci care e ideea? Că n-am înțeles șmecheria. Cave Crawl, dar nu se întâmplă nimic. Credeam că e hartă nouă sau ceva. Bun, pe meteorul ăla vreau să-l elimin. Că văd că știe că mă duc pe lângă el sau ceva. Nu mai stă el pe margine. Ae. Ăsta aruncă cu valiza lui Mr. Beast. Ah, că nu l-am prins. Stai că s-au supărat ăștia pe mine. Îmi dă cu valiza în cap. Bun, vreau să-l prind eu pe unul. Bun, n-am șansă încă, dar tot îl prind eu pe unul. Trebuie să dau eu un jump din ăla nebun rău de tot. Da. Opa. Nu m-o prea ajutat. Stai că-mi dă mie cineva pumn acum, parcă văd. Hai, mă, nu prind și eu un pumn ca lumea, ca pe vremuri. Un pumn ca lumea vreau și eu. Să stea unul așa mai la limită. Ia uite pe ăștia doi. Bum! Mamă, dacă i-aruncam pe amândoi. L-am aruncat doar pe unul. Un pumn ca pe vremuri s-a dat.
Nu, bă, ce m-o prostit, mă. M-o prostit original. Am mai luat și eu 10 bancnote. Sunt binevenite, încă 10. Tare. Văd că sunt destul de multe emote-uri, adică știu și de valiză, știu și de minge. Hai să testăm mingea. Și intrăm frumos pe Beast Challenge. Suntem în warehouse-ul lui la început în prima rundă, după care sunt total random rundele. Hai mă, alege odată că doar știi ce este. Stau o oră. O stat încă 20 de secunde ca să aleagă asta, deși știam ce o să fie. Bun. Hai să vedem cu... Bă, tare rău și skin-ul ăsta al meu de pepe noi. Să vedem cu pepe noiul și cu noul emote. Dar momentan alunecarea tot mi se pare OP. Bun, mersi, mersi. Hai că am scăpat acolo la fix. Bă, uneori te și încurcă, văd. Bun. Ai, ai, ai. Dar nu că de calificat o mă calific. Fără probleme. Bun, ne ducem așa rapid și boom. Ok, perfect. Bam. Ha, bă, ce, what? Ce-a fost aia? Da, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Hai să mergem pe aici ca să fie mai... Mă, dar de ce-i lag? Adică nu-i lag, dar mă blochez eu așa. Tare. Nu cred că mă mai calific. Da, mai mult mingea pe mine mă încurcă momentan dacă nu știu să o folosesc. Bum. Mă duc rapidos, chiar vreau să mă calific. Te rog. Da, mă, da, mă calific. Și bine! Penultimul. Serios, bă, dintre toate chiar bombardamentul iar trebuia să pice. Adică nu-i neapărat o problemă, dar nu prea pot să folosesc eu emote-ul aici cum îmi doresc. Interesant că... Ok, Stumble Guys. Da, foarte tare, ce să zic. Am trecut prin... Ați văzut că am trecut prin bloc, da? Deci am trecut efectiv prin plut aia din cauza emote-ului. Tare rău. Am dat un match normal pentru că deja m-am săturat de eventuri. Chiar nu sunt cine știe ce eventurile acum, dar o să jucăm aici la normal. Hai să vedem. Momentan emote-ul pe mine mai mult m-a încurcat. Ia să-l dau aici. Bă, da, aici chiar ajută. Dar uite, vezi, ajută până când nu mai ajută. What? Vezi, mă duc, mă duc, mă duc și după aia mă oprește cumva. Și vin restul din spate. Ok. Bun. Ia să vedem, mă duc aici, bam, după care dau mingea aici. Bă, da, ajută, n-ai ce să zici. Eu cred că cu emote-ul pot să și sar mai bine de aici, nu? Aproape. Aproape sărisem. Nu știu exact cum funcționează, dar... Uite, pe ultima 100 de metri mereu poți câștiga dacă ai emote-ul ăsta. Ceea ce într-un fel nu prea e ok, sincer. Adică... Da, și cu alunecarea poți câștiga, practic. Dar parcă bila te face să te miști mult, mult mai repede. Așa mi se pare. Ok, voi încerca să folosesc emote-ul de bilă mereu. De minge, nu-i bilă, e minge, în fine. Deci voi încerca la maxim să dau emote-ul de minge. Să vedem cât de departe pot ajunge. Doar că nu-i harta potrivită. Deși, hai să zicem, o să încerc. Chiar încerc full cu nou emote. Bun. Mergem pe dreapta, ok. Bun, ne dăm deja mingea, perfect. Mă, sunt în față, ceea ce-i de bine. Bom, bom, bom. Ok, m-am dus bine rău de tot, n-am ce să zic. Tare. Bă, dar chiar poți să-i prinzi din urmă. Interesant. Bom. Ia vezi că sunt primul deja. Tare. Ok. Bă, cât de OP. What? Asta a fost prea OP. Deci dacă înveți să folosești emote-ul ăsta, e mult, mult prea OP. Hai frate că m-am dus ghiulia la propriu. Cât de bine a mers. Deci m-a mai și aruncat aiurea prima navă. Nu chiar prima, dar în fine, printre primele. Și după tot am ajuns primul să mă calific lejer. Deci chiar este ireal de bun emote-ul. Și suntem pe al nostru bot bash. Aici îmi este frică puțin să folosesc emote-ul. Eu zic că aș fi câștigat 100% dacă era race. Dar bot bash-ul ăsta cred că mai mult mă va încurca dacă folosesc eu emote-ul.
Nu l-am folosit deloc aici, nu știu exact ce și cum. Aha. Pot scăpa destul de ușor din anumite momente super ciudate. Cu bila. Cu mingea, nu cu bila. Ok. Deci eu dacă mă duc așa, ia vezi cât de ușor mă pot strecura. Mult mai ușor ca minge. Bun. Ok, ia să vedem. Deci vin gărgărițele, hop. E mult mai ușor de controlat. No, no. Bă, da, te-ai pus tu direct pe mine, mă. M-o lua și pe mine o buburuză, în fine, da, ok. Dar remote-ul ăsta e foarte, foarte OP. Cu siguranță aș fi câștigat dacă era un race. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Like-ul blană, subscribe-ul blană. Astăzi n-am avut noroc. Dar totuși, poate, poate, în episodul următor, dacă văd și susținere, o să mai continuăm. Și cel mai blană, mărci îl găsiți pe nocivanu.ro, primul link din descriere. Tricouri Hanurace Ghiozdane și acel ursuleț mirobolantos cu Nocivanu on fire. Nu uitați și de codul Nocivanu pe shop în Stumble, guys. Toate cele bune și pa, și pa!